Elevii clasei 1C, clasa fluturașilor vesel, cu minți și talentați de la Colegiul de Arte Baia Mare, au înlocuit astăzi cursurile obișnuite, cu unele la care dascăl le-au fost reporterii și realizatorii Teleplus Maramureș. În această dimineață, micuții au trecut pragul televiziunii noastre pentru a vedea cum arată studiourile, dar și în ce constă munca angajaților instituției media. Pentru ei, vizita de astăzi a reprezentat un prim contact cu Teleplus. Noi știm că la televiziunea Teleplus se filmează și se dă la televizor. Micuții au avut ocazia să o întâlnească și pe invitata permanentă a emisiunii Doctorul Naturii, profesor dr. Maria Pop, care, așa cum face la fiecare ediție, a oferit elevilor câteva sfaturi utile. Prăjirile nu sunt bune, sunt pline de toxine. Deci să mâncați acasă, la școală ce vă luați, ce mâncați în pauză? Servici! Copiii au devenit pentru câteva minute reporteri de ocazie, interviurile, evident, luându-le colegilor lor. E o pasiune mai de care nu te poți despărți. Piano. Ce-ți place cel mai mult la pian? Pentru că pot cânta. Am venit astăzi la dumneavoastră pentru că suntem în săptămâna altfel, în școală altfel, când încercăm să le oferim elevilor noștri activități deosebite, inedite, noi, situații cu care nu s-au mai întâlnit. Aceasta a fost o oportunitate deosebită pentru noi. Ne bucurăm că suntem aici și copiii pot să își lărgească orizontul cunoașterii. Inițial, când ne-am făcut programul pentru săptămâna altfel, am rugat părinții să se implice în activitățile noastre și să ne facă invitații. Am primit invitație aici din partea unchiului unei fetițe și atunci am venit aici. A fost o întâmplare, dar ne bucurăm că am ajuns aici. Elevii vor face vizite și la Liceul Penticostal din Baia Mare, unde vor duce pachete pentru copiii nevoiași.